Salutare lume, bine v-am regăsit la un nou car vlog. În această zi voi încerca să vorbesc despre o problemă, sau depinde care mai vin în cap, despre o problemă despre care sincer m-am confruntat cu ea. Și poate multe persoane li se poate întâmpla treaba asta și chiar nu știu ce să facă, că sunt fel și fel de persoane care nu știu, pur și simplu. Păi, în primul rând, să ignorăm acul acela de la rezervor, urmează să bag motorină, sincer n-am avut timp și trebuie să mă duc urgent până la Pitești. În fine, să trecem la ale noastre. Problema pe care am întâmpinat-o, sincer, eram pe la București, în drum spre aeroport, trebuia să o duc pe mama mea, era vară, în iunie, cam așa, astă vară chiar, și mergeam eu liniștit cu mașina. Și deodată mi-a apărut martorul de la baterie. Face o mică paranteză, chiar în curba care a trecut, fix aici, pe drumul acesta, acolo am făcut eu acel mic accident. Aveți în detalii, în mai detaliu, aveți în videoclipurile mele cum mi s-a întâmplat cu accidentul. E bine că depășim pe linie continuă, nu avem treabă, în fine. Și acum să revenim la ale noastre. Eram în București, în drum spre aeroport, și mi-a apărut martorul de la baterie. Am zis, nu știam, sincer nu știam de ce mi-a apărut. Pâlpâia acolo, nu știu ce, și îmi scria în bord, nu mai știu sigur, ceva de genul că alternatorul nu încarcă. Am zis, bă, clar e o problemă, adică nu apare degeaba ăla acolo. Am încercat să opresc pe undeva, pe unde puteam. Sincer, nu prea era loc, dar am găsit undeva. Și amintindu-mi că cu o săptămână în urmă m-am uitat la siguranțele după baterie, știți, prea bine la Golf 4, bine, poate și la alte mașini, dar eu vorbesc de Golf 4 acum. La Golf 4 pe baterie se află acele 3 siguranțe. Era unul care se pișea. Așa. Pe baterie sunt cele 3 siguranțe. Bun. Eu le-am schimbat cu o săptămână în urmă, acele siguranțe. Am zis, le-am luat sincer de la un magazin de piese auto. Am dat 50 de bani pe o siguranță. Am zis, ok, chiar mi s-au părut ieftine, sincer. Și se vedeau ele ca material, așa că nu sunt calitative. Dar am zis, bine, ok, le pun, să vedem care e treaba. Am pus acele siguranțe, mi s-arsese chiar cea de la alternator. Mi s-arsese, era urât acolo, nu-mi plăcea mie cum stătea. Am scos siguranța veche, fiind cea originală și se vedea că e bățoasă, e ce trebuie. Am scos siguranța respectivă. Bun. Am pus pe cea, să zicem, aftermarket, cumpărată cu 50 de bani. A durat maxim, cum spuneam, o săptămână. Am ajuns în București, mi-a apărut... Colegul care vine la curtea de la acest... Stai să răspundem și la colegul.
Colegul e liber la Curtea de Argeș, la Pitești aveam. E liber, liber, colegule. Mersi, colegul, drumuri bune. Deci, așa am învățat și cum se vorbește și la stație. Deci, am pus siguranța aceea, aftermarket, și ce s-a întâmplat? Fiind și cald afară, fiind și proastă siguranța, pur și simplu mi s-a topit. S-a topit siguranța, nu s-a ars, dar s-a topit și, dacă zic bine, piciorușele acelea s-au ridicat în sus și normal nu mai făcea contact. Eu, gândindu-mă chiar fix la treaba aia m-am dus, gen fix la siguranță m-am dus, mi-am dat seama, bă, să vezi că s-a întâmplat ceva cu siguranțele, pentru că nu ar avea altceva ce. Nici o problemă, am avut în mașină, că de-aia e bine să, orice chestie ce ține de siguranțe, becuri și alte chestii, e bine să le ai în mașină, pentru orice eventualitate, că nu știi ce se poate întâmpla. Bun, am luat siguranța, este de 30, am luat siguranța pe care o aveam în mașină, am pus-o și totul bine și frumos. Deci, uitați, e o chestie pe care poate mulți nu știau treaba, nu știu treaba asta, pentru că se poate întâmpla, e ceva normal, pot să zic, și na, acum, de, poate știați, poate nu știați treaba asta, dar eu am încercat să spun în detaliu ceea ce mi s-a întâmplat chiar mie, adică, na, se poate întâmpla oricui chestia asta. De-aia zic, și la siguranță, și la orice chestie, sincer, și eu sunt de acord să dau bani mai mulți, mă, ce mă enervează că-ți drâncănesc, să dau bani mai mulți, gen, nu știu, în loc să dau 50 de bani pe siguranță, să dau 2-3 lei sau mai mult. Pentru că știu o treabă, adică nu neapărat dacă dai bani mai puțini, ai făcut o treabă. Bine, am mai multe treburi de genul, cu bani mai puțini și treabă nefăcută, dar voi încerca să spun treaba asta în alt episod. Dacă ați întâmpinat și voi probleme de genul, puteți să le lăsați în comentarii, să vadă și alte persoane, poate li s-au întâmplat și lor, poate vor să rezolve treaba asta, cum mi s-a mai întâmplat și mie și cu alții senzori de genul. Voi face un episod separat cu alte probleme pe care le-am întâmpinat în acești ani de când am mașina. Dar am vrut neapărat să vorbesc de treaba asta, cu alternatorul, cu siguranța și nu știu ce. Și să zic o chestie cu treaba asta, pentru că mi s-a ars siguranța și etc. Mi s-a prăpădit folia de la alternator. Dacă știți cum arată, bine, dacă nu, vă uitați pe Google și o să vă apară frumos. Folia aceea fiind vreo 200 și ceva de lei, normal, când nu a mai funcționat cum trebuie, a prăpădit-o. Nu știu cum, nu știu să dau detalii, dar a prăpădit-o. Și normal a trebuit să o schimb, am mai dat alți bani, alte socotoli, din cauza la o siguranță de 50 de bani, pe urmă. Deci, practic și logic, nu trebuie să ne zgârcim la chestiile acestea, pentru că, după cum se observă, poate să te ducă mai mult o chestie care puteam da 2-3 lei, dar na, nu mi-am dat seama atunci, sincer. Până nu te lovești cu capul de aceste probleme, nu prea ai cum să-ți dai seama. Asta vreau eu să precizez. Și am făcut acest episod în scopul că vine vara, vine căldura, poate vreți, da, să nimeresc între voi să schimbe siguranțele sau eu știu ceva, alte chestii, și e păcat. E păcat să rămâi undeva unde poate chiar nu știi ce să faci și na, pur și simplu nu are rost. Dacă mai aveți alte probleme, alte idei de episoade ce pot să fac, eu citesc comentariile cu mare plăcere, puteți să-mi lăsați în comentarii orice ofuri. Și până data viitoare, conduceți prudent, conduceți cum trebuie, chiar dacă vă mai scapă piciorul pe accelerație, nicio problemă, îl luați. Deci gândiți-vă bine ceea ce faceți. Până data viitoare, numai bine și vă aștept cu cât mai multe like-uri dacă sunteți de acord cu mine și dacă mă susțineți.